Începem o călătorie pe la bisericile de lemn din Maramureș. Consiliul Județean a accesat peste 5 milioane de euro pentru ca 16 lăcașuri de culte din lemn să fie reabilitate cu bani europeni, prin programul Circuitul Bisericilor. Acestea se află în patrimoniul național, iar 8 dintre ele au intrat și pe lista UNESCO de mai bine de 20 de ani. Se remarcă prin tehnica îmbinărilor din lemn, iar împreună, aceste biserici de lemn reprezintă un ansamblu de exemple remarcabile de diverse soluții arhitecturale din diferite perioade și zone. Facem un prim popas la Biserica Greco-Catolică din Surdești. Suntem într-o bisericuță deosebită, construită în 1721 de o mână de oameni, pe atunci ar fi fost, se zice că ar fi fost vreo 10 familii, și au reușit să facă un monument deosebit. Este cea mai înaltă din lume, între bisericile complete din lemn. Interiorul ei n-a fost încă restaurat deloc, deci pictura încă este cea originală din 1783. Și pictura este direct pe lemn, doar la îmbinări există o fâșie de pânză pentru continuitatea picturii. Ce o face deosebită e nu numai vechimea sau înălțimea, ci sunt toate detaliile din interior, care au fost făcute încet, pe parcurs, de meșteri locali. Și podeaua este deosebită. Aceste bucăți mari de piatră au fost aduse de aici, din zonă, între Șurdeș și Capnic. Este o zonă unde și pe atunci se extragea cu ușurință piatra. Aceste bucăți de piatră sunt pline de scoici fosilizate. Da? Deoarece în urmă cu aproximativ 12-15 milioane de ani, aici a fost un fund de mare, cum a fost de fapt pe o mare parte a Transilvaniei. Și aceste pietre, se zice că fiecare familie le-a adus cum au putut ei, fiecare, o bucată, două, trei, mai multe, și în funcție de locul lor unde venea în biserică, acolo și aveau locul lor de stat în timpul oficiilor. Vizitatorii sunt întâmpinați cu o parcare nouă realizată cu bani europeni și un centru de informare turistică proaspăt construit. A fost un proiect inițial coordonat de Consiliul Județean, ceea ce privea aranjamentul exteriorului și parcare, alei, iluminat, punct informativ, toalete, care într-adevăr au venit ca un plus acestui loc pentru turiștii care veneau aici și chiar era mare nevoie de un punct sanitar, de un punct informativ, de cineva care să poată fi în permanență aici, să le poată da informații și detalii. La câteva sate distanță, la Plopiș, se găsește Biserica Ortodoxă Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril. Preotul de aici s-a zbătut și a reușit să realizeze un proiect european și să acceseze astfel 1 milion de euro pentru restaurarea lăcașului de cult. E construită din lemn de stejar, mai bine zis din inima stejarului, ce e foarte important. E construită de bărbații satului, 49 de familii au contribuit. Fiecare familie și-a lăsat câte o monedă sub masa din altar. S-au găsit 49 de monede și o inscripție cu numele preotului Damian, preotul care a fost în vremurile respective. De câte ori vin, deschid biserica, mă gândesc așa, câte suflete, câtă lume au venit și au plecat genunchii și au spus durerile, bucuriile și le-au îndreptat spre cer. Cât au fost debătătorite pietrele astea, câtă om atâta smerenie, după cum vedeți că și ușile la biserică sunt foarte joase. Câtă smerenie, câtă, chiar și faptul că au fost 49 de familii, dar fie niciunul nu și-a pus numele, deși au construit o minunăție care dăinuie, de fapt, și acum, niște oameni simpli, dar au pus atâta suflet, turistul atât se simte de bine, că, nu știu, vă spun, aproape ar simți nevoia să stea, să nu meargă. Zice, Doamne, așa te încarcă pozitiv. Tot din patrimoniul UNESCO face parte și Biserica Sfânta Cuvioasă Parascheva din Desești, o capodoperă care amintește de obiceiurile străvechi din zonă, iar pereții vorbesc despre viziunea pictorilor de la acea vreme. Suntem în Maramureșul Voievodal, pe Valea Marei, și mai exact în Biserica Sfânta Cuvioasă Parascheva din Desești. Una din cele 8 biserici aflate în patrimoniul mondial UNESCO, zestrea lumii, iată, are puncte de referință aici în Maramureșul Voievodal.
o biserică maestuoasă, o catedrală a acelor timpuri, care rămâne să dea mărturie despre identitatea oamenilor din aceste locuri, despre cultură, despre tradiție, despre modul în care ei și-au închipuit viața de aici. Este vorba de celebra judecată din Prănaos și aici, în stilul pe care artistul Radu Munteanu, cel care se zugrăvește, cel care zugrăvește aici, redă episodul judecății de apoi, având mai multă libertate, așa, iată, lenea, foametea și ciuma, stând pe tron în iad. Mai apoi ridiculizează statutul social și acolo, printre alții, șpanul merge cu trăsura și iarăși un aspect care ne urmărește până astăzi, la trăsura lui sunt jurații. Problemele de mult erau revendicate cu justiția. Mesajul social al popoarelor care au trecut și n-au fost relații întotdeauna principiale cu locuitorii acestui loc. Și aici au ajuns banii europeni. Aici s-a realizat prin acest proiect împrejmuirea, refacerea aleilor, iluminat ornamental, parcare, punct de informare turistică. Toate acestea contribuind la punerea în valoare a monumentului și la accesibilitatea lui din partea turiștilor. Fondurile europene nu s-au oprit însă la biserică. Părintele Ioan Ardelean a accesat peste 1 milion de euro și pentru un centru de zi, în care sunt ajutați copii și bătrâni. Moș Crăciun pridea să sește, niciodată n-a lipsit. Suntem într-un spațiu cu multă veselie, suntem în centru de zi pentru familii și copii, Sfinții Brâncoveni, un serviciu social integrat care se adresează familiei în întregul ei. Centrul de zi are 200 de beneficiari. Fac parte din proiectul Biserica alături de comunitățile marginalizate din teritoriul Gal Maragutâi, un proiect finanțat prin Programul Operațional Capital Uman. Dintre cei 70 de copii care sunt înscriși în proiectul nostru, participă la activitățile zilnice 20-30 de copii. Ei înlesnesc integrarea socioprofesională a familiei, pentru că programul de după școală este asigurat prin serviciul social. Fără bani europeni nu se putea, deși este greu de implementat un proiect și este și firesc să fie așa. Aici se întâlnesc două finanțări, o finanțare pe Programul Național de Dezvoltare Rurală, care a privit proiectul de infrastructură, reabilitarea, în fapt, a fostei case parohiale, și proiectul care vine complementar, proiectul de 1 milion de euro pe Programul Operațional Capital Uman, care înseamnă licențierea și funcționarea serviciului vreme de 3 ani de zile. Autoritățile